26 de ani de Antena 1. Sunt mai puțini, dar tot mult peste 10, de Fundația Mereu Aproape. De ce facem asta? Am să vă împărtășesc un secret. Profesorul Dan Voiculescu este cel care a avut dintotdeauna această dorință de a pune oameni împreună, de a-i face să se ajute unii pe alții, de a înțelege că secretul este în noi, să ne ajutăm. Nu poți aștepta întotdeauna, nu știu, să vină statul, să vină autoritățile. Să ne ajutăm noi, om lângă om. Și asta se întâmplă, este crezul familiei fondatoare a Trustului Intact Media Group, este și crezul Cameliei. Mulțumesc profesorului Voiculescu și Cameliei pentru că permit și încurajează și vor să se întâmple asta de fiecare dată. Și voi știți că suntem aproape de voi, mereu cu tine. De data aceasta, acum, veți cunoaște trei tineri fabuloși, fabuloși pentru că ei sunt în domeniul roboticii. Sigur că noi ne gândim când spunem robot doar la jucărele sau poate la un robot de bucătărie. Ei bine, nu este vorba despre asta. O să cunoașteți niște campioni. Sunt trei campioni, doamnelor și domnilor. Hai să-i cunoaștem. Ei sunt HeroTech, Daniel, Alex și Codrin, trei băieți simpatici, colegi de școală și parteneri în cea mai puternică echipă de robotică de la noi. S-au născut și s-au făcut mari la Sibiu, în centrul țării. Ar avea deci toate motivele să se creadă buricul pământului. Cred că suntem altfel, cred că avem altă modalitate de a gândi și de a percepe lucrurile. Gândim global, ceea ce este foarte bine. Primul meu robot este acest mic roboțel galben. Are doar un motor de bormașină, de la una stricată, două baterii de 4,5V. Tot ce face el e doar să își învârte șenilele. Ce-mi place mult la programare e că singura limită e imaginația ta. Adică când scrii un program, poți să faci absolut tot ce te taie pe tine capul. Iar el exact asta a făcut împreună cu prietenii săi, lucru care i-a propulsat direct la Olimpiada Geniilor de la New York. S-au întors de acolo cu medalia de aur și cu mai multe idei. Ce-ai scris aici? Practic este un request HTTP către un API ca să-mi returneze o imagine aleatorie. Stai, n-am înțeles nimic. Deci, ca să zic cu alte cuvinte, ca și cum aș intra în browser pe un link, iar linkul ăla îmi returnează o imagine. Aproape am înțeles. E clar, programarea nu e pentru oricine, iar cei aleși să facă asta chiar ar putea să schimbe lumea. Am să încerc să salvez un om care este reprezentat printr-o figurină de lemn cu ajutorul brațului robotic care se poate extinde. Cu acesta putem să intrăm în zone care sunt greu accesibile și să salvăm oamenii. Cât a durat să construiți acest robot? 2 luni în total. Wow, a meritat? Cu siguranță, am luat medalia de aur. Asta visează să se întâmple și anul viitor în Japonia. Vor să ajungă la World Robot Summit 2020, să reprezinte România la cea mai importantă competiție de robotică din lume și să demonstreze tuturor că n-om fi noi buricul pământului, dar nici departe nu suntem. Va ajuta oamenii să clădească anumite construcții. Practic, robotul ăsta ia niște blocuri care reprezintă materiale de construcții și le așează una peste alta. Ideea este să creăm blocuri cât mai mari, deoarece știm că momentan avem probleme cu suprapopulare și atunci și spațiul începe să devină o problemă. Inclusiv pentru ei. Spațiul în care lucrează a fost obținut cu greu, iar echipamentele sunt costisitoare. Dacă n-ar fi bătut părinților pe la ușile marilor companii pentru sponsorizări, astăzi HeroTech nu ar fi existat. Generația asta cred că este așa și mi-am dat seama că sigur au o șansă, chiar dacă sună wow, Olimpiada Geniilor din America, trei băieți din clasa 10-a din Sibiu. Și așa a fost. Vrem să continuăm proiectele noastre, însă avem nevoie de susținere financiară. Este un domeniu destul de scump și nu ne putem permite să achiziționăm toate piesele necesare. De exemplu, o placă de control pentru acel robot costă peste 150 de euro, ceea ce este destul de scump. Când te duci la o firmă în persoană să-i dai contractele, de obicei ești întâmpinat frumos. Vin la tine, îți spun că o să ia în considerare oferta ta, că cel mai probabil o să te ajute, că îi ajută și alte echipe și tot așa. Dar mai apoi când te duci la ei și încerci să dai din nou de ei,
să îi sun, nici măcar nu să mai răspund la telefon. Am dat peste 200-300 de mail-uri, am fost la numeroase companii cu foile și contractele în mână să le cerem ajutorul. Merită, pentru că sunt pasionați și serioși, pentru că își dăruiesc vacanțele, pentru că își dăruiesc nopțile uneori, pentru că învață foarte mult pe cont propriu. Așa că mai toate proiectele lor rămân un vis, inclusiv plecarea la concursul din Japonia. Ar avea nevoie de 10.000 de euro ca să devină campion internațional de robotică. Ei cred cu tărie în forța lor, doar că au nevoie de puțin ajutor. Vrem ca lumea să ne susțină, deoarece proiectele noastre până acum au ajutat societatea, iar în viitor vrem să dăm și mai mult înapoi societății și celor care ne-au ajutat. Susțineți echipa HeroTech, deoarece noi suntem generația care poate schimba România. Sprijiniți-ne pentru că noi depunem un efort în plus și vrem să creăm o lume mai bună. HeroTech! Hai să-i aplaudăm, să-i cunoașteți. Salut! Bună seara tuturor! Tu ești Daniel? Da. Tu ești? Eu sunt Alexandru. Aha, și tu? Eu sunt Codrin. Sunteți absolut senzaționali. Ăla este unul dintre roboței voștri, ați venit cu doi. Ce face roboțelul? Acest roboțel este folosit pentru a construi clădiri cu ajutorul brațului acestuia, care folosește și transportă materialele la locul unde trebuie să fie folosite. Hai să punem în mișcare. Să-mi fie frică de el? Daniel, nu te da așa în spate, că nu ni l-o da peste picioare, nu ne-l dai peste picioare, nu? Niciun caz. Dorința voastră este una de a vă dezvolta, de a construi mai departe și de a putea ajunge în Japonia în cele din urmă. Da, așa este. Și vă trebuie, hai să le cerem celor de acasă, ajut eu. Vreau să văd click pe cazul lor, pe povestea lor, că e prost spus caz, și trebuie să vă ajute cineva, că n-aveți cum, cât bani aveți nevoie. Așa, mi-a luat microfonul, da, bravo Daniel. Momentan avem nevoie de susținere financiară pentru a cumpăra piesele necesare construcției robotului. Și imprimanta și... Imprimanta plus truse de scule și încă alte câteva echipamente, iar ulterior, dacă suntem calificați la faza finală a competiției, vom avea nevoie de susținere financiară pentru când deplasare. Când aflați dacă vă calificați? Dacă cineva zice ajut eu? Nu pot să vă spun în acest moment, înscrierile încă nici nu am început, însă noi trebuie deja să lucrăm ca să facem ceva. Spune-le, ziceți ajut eu și dă-i și lui să ne spună, da? Hai, spune tu, tare. Intrați, dați click pe ajut eu. Dați click pe ajut eu și ajutați-ne. Noi vrem să facem o lume mai bună, să ajungem la acel concurs, un concurs unde se întâlnesc mulți oameni care... Deștepți? Chiar știu ce fac ei în acest domeniu al roboticii și vrem și noi să ne punem în contact cu ei. Dane! Cel mai tare om de divertisment din România și nu numai, pentru că ai trecut granița la frații noștri de peste. La mulți ani, Antena 1, cum sunteți? Ai vrut să-i susții pe acești băieți? Super tari. Te rog. Super trupă. Sibiu, da? Sibiu. Japonia e tot ce înseamnă în sportul românesc anul ăsta și anul viitor. Mâine începe campionatul mondial de handbal feminin în Japonia. Toată lumea, ce face Cristina Neagu? Under 21, naționala lui Rădoi, când s-a calificat în Japonia, toată lumea, mamă, o emoție! Când nu s-au calificat fetele de la gimnastică în Japonia, tristețe. Ăștia trei sunt calificați, puștii ăștia sunt calificați și e complicat să ajungă în Japonia. Dar avem o bucurie, Sandra. Avem, știi că eu mi-am luat telefonul de la un moment dat, inițial când am intrat, eu nefăcând divertisment, îți închipui ce emoții aveam, tot primeam mesaje, vedeam în pauze și am zis, nu, iau cu mine, pentru că sunt mesaje, de ajut eu, vreau să. Am primit un mesaj acum, Dane. Și vreau să ne luăm noi doi de mână, pentru că ei sunt băieți mari, nu stăm. Mie mi-a plăcut, iartă-mă, înainte de a spune mesajul, mi-a plăcut stângăcia lor, da, din finalul filmulețului. Și mi-a amintit, televiziunea v-a pus să faceți asta, nu? V-au zis, hai mă, faceți și voi. Nu? Ceva de genul. Hai să le dăm vestea cea bună. Am primit un mesaj, există o companie care nu vrea să se facă niciun fel cunoscută și care a zis, vreau să-i ajut,
vreau să-și cumpere tot ce au nevoie și pot să-i ajut să-și cumpere tot ce au nevoie. Și să plece în Japonia. În cazul în care acolo vor fi, și eu sunt convinsă că vor fi primiți. Deci... Adică totul e rezolvat. Mulțumim mult. Dane! Excelent! Mulțumesc foarte mult! Mai avem o